Să trecem la oaspeții noștri. Mă bucur că pentru prima dată la Zalău vine Andreea Edeș. O salut și o invit să reprezinte o carte, o revistă a Neuma sau ce consideră ea de cuvință. Bună ziua! Sunt foarte emoționată să mă aflu aici, mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Caietele Silvane și oamenii din spatele acestui proiect îmi sunt binecunoscuți. Citesc revista, citesc cărțile care apar la editură de mulți ani. Sunt onorată să fiu astăzi aici. Îl rog pe colegul meu Menuț că mă simt așa să spun eu câte ceva despre mine. Revista Neuma se poate citi și online. E revista neuma.ro. Toate numerele sunt acolo și mă bucură orice cititor. Și în pandemie, ca toată lumea, am și scris. Anul trecut am publicat o carte de povești. A fost odată ca niciodată. Și am avut niște ecouri foarte bune. Asta e cel mai important lucru la o carte și asta e cel mai important lucru pentru un scriitor. Iar anul acesta, chiar săptămâna trecută, mi-a apărut această carte, Cei care dansează. Motoul cărții e, cei care dansează sunt considerați nebuni de cei care nu aud muzica. Noi, scriitorii și noi, oamenii de cultură, suntem cei care dansează și continuăm să dansăm, așa ca și pe Titanic e scena asta necunoscută. E o carte de eseuri cu printre texte pe care le-am scris în 5 ani de zile. Ce am făcut în ultimii 5 ani, asta am făcut, printre altele. Și îl rog pe Menuț. Menuț e colegul, e prietenul meu. Noi, prin 2008, ne-am cunoscut când am și debutat și mergem împreună. Da. Sloganul de astăzi și sloganul de aici, de la Zalău, este Credem în cultură. Andreea Edeș crede în cultură și a construit frumos, ca să spun așa, un edificiu cultural pornind de la Cluj. Este vorba despre o editură, editura Neuma, dumneavoastră o cunoașteți cu toții, și pornind de la această editură și o revistă. Cred că fiecare dintre noi, în momentul de față, își dorește să publice în această revistă, pentru că este o revistă foarte bine primită la nivel național, primită de către oamenii, importanța ai culturii noastre și ai literaturii. Și în același timp este vorba despre o editură la care publică nume importante. Eu vreau să vă spun în același timp, și dumneavoastră știți, că atunci când avem norocul de a avea și o cronică semnată de Andreea Edeș, cu siguranță pentru noi, pentru fiecare, este un punct câștigat. Este foarte serioasă în tot ceea ce face, dovadă că prin proiectul cultural al editurii și al revistei Neuma aduce în fața noastră doar lucrurile de calitate și este și un slogan de altfel al revistei pentru elita culturii. Da, este momentul ca vocea scriitorului, ca vocea omului de cultură să conteze în cetate. Criticul Andreea Edeș este un critic foarte spiritual, dar în același timp un critic adevărat, un critic la care metafora se așează cumva riguros, un critic poate mai altfel față de alți critici, un critic cu o lumină aparte și o să vi se pară ciudat, da, textele ei au o lumină aparte, însă o lumină care discerne doar ceea ce este bun în lumea noastră literară. La Bistrița, la Satu Mare, George Burturescu, din nou bucuroși că suntem împreună. Am recitat, am vorbit, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre revista Poesis. Așa arată. Hai să o țin frumos, Ionică, ca să vadă Dumitru pe curarul că am prezentat-o. Și vreau să vă spun că îmi pare rău, ar fi trebuit să vin cu numărul aici, știind ce pregătește, ce pregătește colegul nostru, așa vă
documentez că... Un minut. Așa. Pe prima pagină este cartea care s-a lansat cu Ion Pop. Deci voiam să fie un moment foarte bun și menatul Ion F. Pop m-a sunat adineori Dumitru Pecuraru și mi-a spus revista e gata în tipografie. Bun. Ce să facem? Am să vă spun doar ce conține acest număr. Ca întotdeauna vedeți, cu asta vreau să vă să închei, revista Poesis, care este în anul 33, deci 33 de ani, în cei 14 ani ai caietelor Silvane, evident că am fost alături, mă bucur că și astăzi suntem din revista Poesis, din redacție Gheorghe Curteanu, artistul fotograf Ionică Moldovan, și am apreciat întotdeauna pe colegii de la Caiete Silvane, credem în cultură, alături de voi. Mi-am încurcat cu prinsul, așa că nu vă voi spune, dar dacă începe cu Ion Pop, fiți sigur că ajunge și la Gheorghe Glodeanu și la mine. Avem cronici, poeme foarte importante și săptămâna viitoare va ajunge la dumneavoastră, cei care sunteți alături de poezii. Mulțumesc! S-a născut din inițiativa lui Daniel Săuca împreună cu Daniel Hoglea. Au venit odată la mine și mi-au propus această rubrică. Și de atunci apare număr de număr. Iată, s-a împlinit 50 de numere, deci s-o corte și dumneavoastră, nu știu, vreo 4 ani și ceva intră aici. Am scris un foarte scurt prolog, ca să nu mă întind, să nu fiu așa dezlânat, pe care vi-l citesc, ca să reiasă intențiile cărții. Mi-au plăcut mai ales poeții cei mai dificili și mai absconși, care mi obligau mintea la o gimnastică foarte grea, precum deopotrivă cei recenți și cei vechi, ce îmi deschideau căi într-o totul noi sau mă ajutau să regăsesc cărările pierdute. De la aceste gânduri, exprimate de un împărat latin pe nume Hadrian, în romanul Memoriile lui Hadrian, aș fi putut porni la drum când am început sub formă masa de rubrică permanentă în revista Caietele Silvane, Arca Poeziei. Dar nu a fost numai atât. Un periplu printre poeți adevărați a devenit și o modalitate a mea de a mă retrage din fața valurilor de poezie zgomotoasă și goală, fadă și debilă, care se rostogolesc peste noi tot mai contundent. Așa am găsit cu cale să răsfoiesc în liniște volume vechi, oriceva mai noi, din care să aleg câte un singur poem, ori mai multe, dacă sunt foarte scurte, întotdeauna după îndelungi deliberări. Ajuns acum la o cifră rotundă, 50, vrem să vă oferim Arca Poeziei și sub formă de carte, utilă, credem noi, mai ales elevilor de liceu. Nu însă înainte de a ne mai întoarce odată la gândurile aceleași tânăr imperator, personaj de roman. Lectura poeților a avut urmări încă mai tulburătoare. Nu sunt sigur dacă descoperirea dragostei este neapărat mai dulce decât a poeziei. Și o să exemplific cu primul poem, ca să citesc o poezie, deci primul poem din volum, care a fost primul din rubrica Arca Poeziei, este un poet ceh, Vladimir Holan, pe care îl citesc cu mare, cu foarte mare dragoste. Și cu ocazia asta pot să vă mărturisesc că am văzut la sfârșit, când am făcut sumarul, că
din 50 de poeme, mai mult de 40 sunt poezie de dragoste. Întâlnire în lift. Am intrat în cabina și am fost singuri. Ne-am privit și nimic altceva. Două vieți, o clipă, plinătate, nebunie. La etajul 5 a coborât, iar eu, urcând, am înțeles că n-am să o mai văd vreodată, că această întâlnire va fi pentru totdeauna și nimic mai mult. Iar dacă aș merge după ea, aș păși ca un mort. Și chiar dacă ea s-ar întoarce spre mine, s-ar întoarce din lumea cealaltă. Mulțumim, Ionel Mureșan. Și, din păcate, Adriana lui Gheorghe, care m-a sunat bucuros în weekendul trecut, când l-a invitat Daniel Săuca la Zalău și vrea să vină să lanseze această carte, Prăvălia cu poezie, și că se bucură foarte mult că va participa. Este alături de tatăl lui, acum îi dorim sănătate tatălui și putere lui Adrian a lui Gheorghe. Îi place Ardealul și va veni cu siguranță pe aici. Despre Adriana lui Gheorghe mai pomenesc o carte care a apărut anul trecut în decembrie, de la 80 de ani de la nașterea lui Ioan Alexandru, poetului, Frate Calinic, Ioan Alexandru către Calinic Argeșanu, Viața din cărți, scrisori și dosare secrete. Pentru prima dată găsim niște fragmente și din dosarul de securitate a lui Ioan Alexandru, o carte importantă. Tot despre Ioan Alexandru, la 20 de ani de la moartea lui Ioan Alexandru, am în 2020, anunț doar și menționez această carte, toate textele domnului profesor Ion Pop, Existența rituală despre poezia lui Ioan Alexandru. La final e și un interviu cu mine, mă rog, am vorbit cu un filolog să fac acest interviu, nu l-a reușit, m-am dus pe tren, l-am făcut. Și un interviu a domnului profesor Ion Pop, publicat în Echinox cu Ioan Alexandru. E o carte foarte bună despre acest mare poet, sau ultimul poet al Transilvaniei, cum o numea domnul Ion Pop. Și acum să trecem la Prăvălia cu poezie, al lui Adrian, al lui Gheorghe. O carte învelită, înfățișată grafic de Dan Crecan. Așa e, întâmplarea să fie tot sălăjean de dumneavoastră. Știu că s-a apreciat, îl apreciați, precum și alții de talent, Gheorghe Ilea și... el stă la Alba Iulia, dar are niște tablouri foarte frumoase, mai ales are un ciclu imaginar de biblioteci. Foarte, foarte frumoase. Dan Crecan. Eu la Festivalul de Carte în Cluj l-am premiat pe toate aceste cărți sau biblioteci pictate. Nu o să vorbesc mult despre această carte. Vasile Spiridon spune că Adriana lui Gheorghe este un cititor de vocație. Eu aș zice un cititor de vocație a poeților. Ce face Adriana lui Gheorghe aici? El este poet, îl știm cu toții. El nu face cronici literare, precum Viorel Mureșan de la dumneavoastră. El, Viorel, se dedublează. Scrie ca un critic. Școala Echinox își face treaba, dă repere, critice, face trimitere, ca un critic serios, el se detașează de poezie. Adriana lui Gheorghe nu face acest lucru. El comentează cărțile de poezie ale confraților, dar ca un cititor de poezie și ca un poet. Așa semăna această carte cu Tratat de inspirație lui Marin Sorescu. Și Marin Sorescu, tot ca un poet, citea și lectura și, practic, textele lui despre alți poeți, textele despre poezie. Ce ar mai fi de spus? Consider că, cum să spun, ce face Adriana lui Gheorghe, este aidoma lui Dorin Vișan.
care în fiecare dimineață învață pe de rostul poezie. Bineînțeles, pentru profesia lui de actor e bine, dar și din alte motive. E forma lui de rugăciune de dimineață. Fiecare dimineață Dorel Bișan învață pe de rost o poezie. În calitate de poet și de cititor de poezie, Adela lui Gheorghe, probabil săptămânal sau ciclic, comentează pe blog, pe Facebook și ulterior în reviste și ulterior într-o carte lecturile sale poetice. Au profunzime aceste lecturi,